Salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Cosmin, a.k.a. Doctorașul, iar în acest videoclip vom vorbi despre skinurile din CSGO și mai exact despre profilul unui YouTuber român pe care l-am descoperit de curând, care are un inventar foarte interesant, așa cum v-ați dat seama și din titlul acestui videoclip. Dacă mă cunoașteți, în ultimii ani am dezvoltat o pasiune față de skinurile de CSGO. Îmi plac foarte mult, deși surprinzător acum câțiva bani, pur și simplu ziceam că nu înțeleg de ce cineva ar băga bani în niște pixeli în joc. Între timp am ajuns să am un inventar de aproape 1000 de euro și intenționez să mă duc un pic mai sus. Ei bine, asta este viața. Dar, la fel ca mine, și alții și-au dat seama că investitul în skinurile de CSGO reprezintă o idee foarte bună de a-și păstra banii, mai ales de când a fost treaba cu pandemia atunci lumea a stat în casă și s-a gândit cum să-și investească banii, să-și diversifice portofoliul de investiții. Iar investitul în skinurile de CSGO, mai ales cele scumpe, high Tier gen Dragonlor, Gangnir și așa mai departe, reprezintă o idee foarte bună în condițiile în care prețul skinurilor a crescut în ultima perioadă și chiar a bătut rata inflației. Practic, nu numai că se-i păstra banii uh, în anumite schinuri și au, făc, au creat bani la rândul lor, dar dacă acum le scoți, le scoți chiar cu un profit față de rata inflației care a crescut în ultima perioadă. Așa că în ultimii ani au apărut foarte mulți investitori în schinurile de CSGO. Majoritatea chinezi care au sute și milioane de euro în skinuri, în inventare pe care le țin acolo chiar dacă nu joacă CS:GO și nu au decât câteva ore pe care probabil le-au făcut prin uh, inspectarea anumitor skinuri. Bun. Deci e atât de interesant ce vreau eu să zic în acest videoclip. Ei bine. Interesant este faptul că dacă mergem frumos pe Steam și mergem la Panciu Andrei, care este și un YouTuber care face și videoclipuri, face și live streamuri. Vă las linkul lui în descriere, că e foarte interesant și despre asta vorbește, despre skin-uri, despre investiții și așa mai departe. Vă recomand să vă abonați. Dacă intrați pe profilul lui de Steam, vedeți că este un profil de Steam cu un level destul de mare, 195. Și la prima vedere, ok, avem niște item showcase-uri color-coded destul de interesant, avem niște ak avem niște AVP-uri, toată seria de Asimov, toată seria de Neonor și videoclipurile pe care el le-a postat. Dar ce e interesant este inventarul pe care îl are și partea de SSG, bineînțeles, și modul în care el și-a organizat inventarul. Pentru că, într-adevăr, sunt mulți oameni, cum ziceam, care au băgat foarte mulți bani în inventare, sunt oameni cu mult mai mulți bani băgați în inventare decât, decât Andrei. Andrei momentan are 41.000 de euro pe BAF sau 51.000 de euro pe uh, Steam. Dar e foarte important, mai mult decât pur și simplu a băga bani într-un joc, ce faci sau cum îți organizezi acel inventar, cum îl faci special. Că sunt foarte mulți oameni care au sute de cuțite, au zeci de AVP-uri, zeci de AK-uri și așa mai departe. Dar nimic special, pur și simplu au băgat bani acolo. Ei bine, Andrei a făcut altceva. Andrei încearcă, și din când am înțeles, este în continuare în procesul de a obține fiecare skin de pe fiecare armă din acest joc. Și nu numai fiecare skin, ci fiecare collectible. Ceea ce mi se pare fenomenal. De la cutii, la music hit-uri, la pinuri și la skinul fiecărei arme. Și pe de o parte mi se pare o nebunie. Este foarte greu, foarte scum să faci chestia asta, dar pe de altă parte mi se pare fenomenal. Să îți faci un inventar care să conțină fiecare skin din joc este amazing. Și asta vreau să vă arăt astăzi. Pe lângă asta țineți cont de faptul că inventarul este aranjat foarte mișto. Și e foarte greu să faci chestia asta. Pentru că fiecare item pe care îl cumperi îți apare aici în față și trebuie cumva să, să le organizezi astfel încât să-ți apară fiecare unde trebuie. Este super greu și e de lăudat. Pe lângă chestia asta, dacă o să vă uitați, fiecare skin este factory new. Pe lângă cele care sunt high tire, care costă foarte mult să fie factory new. Dar și alea, sunt undeva la o condiție foarte bună. Hai să ne uităm un pic prin inventar. Are 31 de pagini, nu o să ne uităm chiar la toate, dar o să ne uităm așa pe scurs să vedeți care e treaba. Avem niște cutii aici, o câte un model din fiecare, niște music kit-uri, cele noi care au apărut. Și apoi avem acaurile. Barock Purple, Factory new. Blue Laminate, Factory new. Apoi, Vulcan, Factory new. Bam, 700 de euro în Steam. Uh, Bloodsport, Factory new. Avem Empress Factory New, Asimo Factory New, mergem mai jos frumos. Avem Wild Lotus, care într-adevăr este minimal wear, pentru că Factory New este foarte scump. Avem Fire Serpentul, la fel minimal wear, dar un 007, adică un float foarte apropiat de, de Factory New, bam, 1300 de euro pe Stim. Și foarte, foarte multe skinuri de, de AK47. Dacă nu mă înșel, cred, chiar cred că le are pe toate. Apoi trecem mai departe, M4A4, Coalition Factory New, mergem mai jos, frumos, avem Hellfire Factory New, avem Poseidon Factory New, da? 1700 de euro pe Steam. Avem Asimov care într-adevăr nu poate să fie decât Maxim Field Tested, nu există Minimal Wear sau Factory New, la fel, îl are, frumos, uh, nu are un skin evident, da, aia e. Nu putem, nu putem să le avem pe toate, nu avem acel skin de contrabandă, M4A4 haul. Poate cine știe, la un moment dat, o să facă rost și de el. Apoi avem glocurile, toate, bineînțeles, Factory new. Îmi place acest Synth Leaf, foarte, foarte tare, 190 de euro. Este dintr-o operațiune din colecția Mark, foarte mișto din punctul meu de vedere. Nu avem Fade-ul, bineînțeles, dar avem Gamma doppler Emerald. Că compensează un pic, mai avem. Bun, apoi avem uh, Collectible, suvenirul dintr-un dintr Major, de asemenea avem și o steluță dintr-o uh, dintr operațiune. avem coinurile, apoi trecem la uh, SSG-uri, avem SSG-ul Dragon Fire. cred că avem undeva și Blood in the Water, uh, fix aici, care bineînțeles este efectele Renew, nu avem un anume. Skin de SSG mi se pare că e cel din ultima operațiune, dacă nu mă înșel, îmi scapă, îmi scapă acum numele. Apoi avem UMP-uri, inclusiv UMP Fade-ul, pe care l-a făcut uh, într-o chestie foarte mișto și a luat varianta Souvenir, care este 50 de euro pe Factory New uh, și este mult mai ieftină decât uh, varianta Non-Souvenir. Varianta Non-Souvenir este undeva la 250 de, de, euro și pentru un skin de UMP chiar nu cred că merită să dai atâția bani. Important e să ai toate skinurile. Așa, avem bineînțeles Crime ul care este din Control Collection, avem momentum care este din Danger's Collection și așa mai departe. Apoi trecem la uh, Macuri. Apoi avem pe 2000-ul, inclusiv Chainmail-ul, care la fel este souvenir, pentru că este dintr o colecție foarte veche, Cobblestone Collection. Uh, Chainmail-ul pe uh, 2000 non souvenir este foarte scump pentru că este folosit în uh, up dapurile pentru Dragonlor. Da? M249 mai apoi. Apoi avem frumos M4A1S, care este o colecție în lucru. De ce? Păi avem Hot Rod avem Icarus avem Blue Phosphor-ul, avem uh, Player 2, nu avem Imminent Dangerul uh, și mai sunt câteva câteva skin-uri de M4A1S pe care nu le are. Are bineînțeles și prin stream ul Bun, apoi pe pe Bizonul, trecem de mai departe. Uh, e scăpat aici un Scar nu este scarul care este singurul scar din colecție, are o colecție mai încolo, apoi avem Nova, Tech, Tech 9, mai departe avem SG-ul, inclusiv Bulldozerul Factory New, colecție veche Chop Shop, super mișto, și de asemenea Ultravioletul Factory New, foarte rar, pentru că din câte știu, Ultravioletul începe de la 0.06 Factory New, nu ai 0.05, 0.04 și așa mai departe. Uh, Candy Apple, bineînțeles silex ul apoi avem revolverul, avem MAG-7, avem uh, Aug, inclusiv Ahikabara Accept. Bineînțeles Minimal Wear, dar Ahikabara Accept care este foarte, foarte scump. Uh, de ce? Pentru că este Rise in Sun Collection, o colecție foarte veche. Asta și zic, este foarte greu să faci ceea ce încearcă Andrei să facă. De ce? Pentru că skinurile vechi au început să fie foarte scumpe în ultima perioadă pe 2000, pe 90, pe 2000, pe 250, pe 90, dual beretas, MP7, apoi 5.7-uri, inclusiv Hyper beast și inclusiv Crimson Blossom-ul Factor un skin superb din punctul meu de vedere. Așa, apoi avem scarul, cum ziceam, avem scarul aici, avem Famasul, inclusiv Commemorational din colecția CS20, mi se pare un skin foarte, foarte frumos. Uh, Sodoful, avem și Galilul, inclusiv Phoenix Blacklight-ul din Havoc. Mergem mai departe, avem music kiturile, cum ziceam, toate music pe care le poți găsi în joc. Apoi avem AVP-urile. Aici deja intervine uh, partea interesantă. Chiar îmi place. Avem avp de bază, simple. mi place foarte mult acest Sunny Leo din Gods and Monsters Collection. Dar, mergem mai departe. Avem un Asimov Field Tested, la fel, pentru că Field Tested este cea mai bună condiție în care poți găsi AVP-ul. Nu poți găsi în Minimal sau în Factory New. Redline-ul Minimal la fel, pentru că nu-l poți găsi în Factory New. Avem Onita IG, Factory New. Lightning Strike, Factory New 007. Gangnirul, Factory New. Dragon Lore-ul, Factory New. Fucking awesome. Mai are multe skinuri high tier de pe AVP pe care trebuie să le ia. Trebuie să ia prinsul, trebuie să ia fade-ul și cred că mai sunt niște skinuri pe care trebuie să le ia pe AVP. Din câte am înțeles, următorul pas ar fi prinsul, dacă nu mă înșel. Dar, oricum, foarte mișto până acum să ai cele două skinuri high tier pe care lumea le caută și anume Dragon și Gangnirul ambele în Factory New, awesome. Apoi avem mini-AVP-ul, Deagle-ul, inclusiv Emerald, Dior, Mungander, uh, Golden Coil-ul, bineînțeles, prin Stream-ul. Uh, avem Sunset Storm-ul, avem Cobalt Disruption-ul și Hand Cannon-ul. Apoi avem CZ-ul, inclusiv CZ-ul Chalice, Factory New chiar din Cobblestone Collection care se folosește în trade up cum ziceam, pentru Dragonlor. Bun, cum ziceam, avem și un suvenir din Antwerp, de la, din Major, apoi avem shotgun-urile, XM-urile, inclusiv Elegant Vines din Mirage Collection, la fel, pe, pe suvenir, la fel și Ancient lore din Ancient Collection, Ave, apoi avem MP9-le, inclusiv Hot rod inclusiv Pandora's Box din God's Master Monster Collection, o colecție foarte veche. Stained glass din Canals, foarte frumos. Uh, negev avem MP5-ul, dar la MP5 o chestie foarte mișto, în cazul în care nu știați. Uh, MP5 SD Agent este creat de un român, din Cluj. Asta ca fun fact. S-a mai pierdut aici un P250. Avem inclusiv Oxide Oasis din uh, Mirage Collection, dar la fel suvenir, 39 de euro, față de 200 de euro. Avem niște cutii cu uh, capsule de investiții, ca și investiții de fapt, și agenții. Din câte știu, toți agenții. Apoi avem USP-urile, Orionul, avem Chilcomp farmul. Uh, nu este Whiteout-ul pe aici și cred că mai sunt câteva USP-uri pe care nu le avem pe aici. Bun. Avem un gift package, avem și un bonus rank XP, pinurile și un carambit și niște pinuri foarte interesante. Guardian, genuine. Da, genuine ne interesează. Unele pinuri sunt normale, altele sunt genuine. Toate pinurile, genuine overpass pin, genuine baggage pin, Genuine Valeria Phoenix pin, foarte scumpe, foarte rare. Genuine Bravo, genuine Bloodhound, genuine Cash, genuine Aces High. Avem toate, toate, toate pinurile, unele genuine, altele nu. Avem haul avem Elite pinul, avem inclusiv medalia de 2015 Service Medal. Overall, un un profil foarte mișto. Și dacă vreți, intrăm și pe canalul lui de YouTube ca să vedeți exact cum arată. Ăsta este Panciu. Mergeți frumos, dați uh, subscribe pentru că face niște livestream-uri foarte, foarte mișto, undeva la 3 ore fiecare livestream în care vorbește despre investiții, se uită la inventarele oamenilor, se uită la profilele oamenilor dă note. E, e foarte plăcut. Uh, și chiar vă recomand, pentru că ca și cu creator de conținut e foarte mișto. Uh, dar cel mai important lucru, mergeți frumos aici și dați și voi un plus rep, pentru că inventarul ăsta chiar merită. Nu neapărat pentru că a băgat foarte mulți bani în el, ci că este foarte, foarte mișto organizat și inițiativa de a face un inventar complet mi se pare fabuloasă. Dacă v-a plăcut videoclipul acesta, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă și dați click pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai aplaudez un videoclip. De asemenea, lăsați-mi în comentarii dacă mai vreți să vedeți videoclipuri de genul acesta, de review-uri al unor inventare ale românilor, inventarii din astea mai interesante sau dacă vă interesează chestia asta, dacă aveți alte idei și așa mai departe. Până urmă, eu am fost Cosmin, Eche Doctorașul, noi ne auzim la un nou videoclip, rămâneți cu bine, salutare!